Președintele Italiei, Sergio Mattarella, efectuează o vizită de 2 zile în Chișinău. Cu această ocazie, în data de 17 iunie, la Palatul Republicii se va desfășura un concert dedicat compozitorului Giacomo Puccini. În data de 18 iunie, președinta Maia Sandu îl va întâmpina la președinție pe omologul său italian, Sergio Mattarella, după care vor susține o conferință de presă comună. În legătură cu vizita oficialului italian, accesul pe unele străzi va fi temporar restricționat, anunță primăria Chișinău. În perioada 17-18 iunie, între orele 8:00 și 18:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din centrul capitalei și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. De asemenea, nu vor fi permise manifestațiile în masă, lucrările de reparație a drumurilor sau a rețelelor electrice și termice, apeduct și canalizare, precum și tăierea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Administrația prezidențială de la Chișinău anunță că este prima vizită oficială a unui președinte italian în Republica Moldova. Precizăm că în peninsula Apenină locuiește cea mai mare diasporă moldovenească, ceea ce contribuie la consolidarea relațiilor dintre state, dezvoltarea economică a ambelor țări și schimbul cultural. Protest în fața Consulatului General al României la Chișinău din strada Grigore Ureche. Oamenii și-au exprimat dezacordul față de modificările legii cetățeniei române. Potrivit lor, amendamentele aprobate recent de Guvernul României le încalcă drepturile și impune obstacole în procesul de redobândire a cetățeniei pentru etnicii români. Rușine! 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 Nu modificați legea! Conform modificărilor aprobate, cei care doresc să obțină cetățenia României vor trebui să demonstreze cunoștințe de limbă română la nivel minim B1. În plus, termenul de examinare a dosarului ar putea fi extins de la 5 luni la minim 2 ani. Expertul în domeniul dreptului constituțional, Alexandru Arseni, consideră că propunerile de modificare a legislației sunt nedrepte și ofensatoare. Nu am pierdut cetățenii, ne-a fost retras. Deci noi ne-am păstrat prin sânge. Asta e natural și solicităm guvernului țării să stabilească în legea cetățeniei un articol prin care urmașii cetățenilor români deportați după 1941 și așa mai departe, să fie recunoscută cetățenia. Și alți participanți la protest au declarat că nu sunt de acord cu decizia Ministerului Justiției din România, care a venit cu această inițiativă. Toate aceste modificări vor face imposibil obținerea cetățeniei românești pentru moldovenii din Republica Moldova, care au dreptul din naștere la această cetățenie. Și suntem împotriva faptului că aceste modificări au fost făcute fără o consultare publică extinsă. De ce obligă persoanele bolnave să meargă să se reexpertizeze în România? Deși o persoană care nu este cetățean, nu are asigurare, nu are cum gratuit să se reexpertizeze în România. Не согласен с тем, как хотят изменить закон. Во-первых, то, что хотят увеличить официальный срок рассмотрения. Во-вторых, то, что все уже поданные досье хотят также под этот закон, так скажем, поставить, да, чтобы каждый человек сдавал экзамен. И в целом, как бы, мне кажется, что было бы правильно оставить все так, как есть. Potrivit autorităților de la București, în perioada anilor 2007 și martie 2024, au fost depuse peste 995.000 de cereri pentru redobândirea cetățeniei române. Dintre acestea, peste 860.000 au fost aprobate, iar aproximativ 134.000 sunt în curs de examinare. Aproape 15.000 de asistenți sociali își vor dezvolta competențele profesionale în cadrul laboratorului de învățare Restart, lansarea căruia a fost anunțată luni, 17 iunie. Proiectul a fost inițiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu susținerea partenerilor de dezvoltare și a organizațiilor societății civile. În cadrul instruirilor, asistenții sociali vor avea la dispoziție uneltele necesare pentru a aplica pe viitor unele măsuri mai eficiente de protecție în prevenirea situațiilor de risc. Noi avem un program pentru acest an ne propunem să instruim 6.000 de specialiști. Anul viitor, cumulativ, vom ajunge la cel puțin 10.000. Deja la luna iunie am ajuns la 4.000 de specialiști instruiți. Odată cu lansarea laboratorului, 22 de organizații partenere au semnat un angajament comun prin care își propun să investească în dezvoltarea profesională a asistenților sociali din Moldova. Most importantly, the value of improved professional skills is directly reflected in the lives of the beneficiaries and the children's future. In recent years, with the increase in the number of children and families needing the support of social workers and child protection specialists,
We have all felt the importance of having a well-skilled team in the field to deliver safety and support to children at risk in Moldova. Echipa mea a elaborat un program de formare pentru începători în protecția copilului. Programul se bazează pe 80 de ore de instruire, care sunt împărțite în 4 sesiuni. 3 sesiuni sunt cu prezență fizică și una este cu prezență online. La Bălți a început deja instruirea asistenților sociali care s-au axat pe protecția copilului și îngrijirea persoanelor cu nevoi speciale. La moment avem în jur de 60 specialiști care deja au fost instruiți pe parcurs, chiar și în ziua de astăzi se desfășoară instruiri. Potrivit datelor oferite de Ministerul Muncii, până acum au fost peste 4.000 de accesări ale serviciilor de instruire, ceea ce înseamnă peste 800 de ore de cursuri. Autoritățile precizează că anual numărul persoanelor care vor beneficia de formare în cadrul laboratorului va ajunge la aproximativ 5.000. În total, 10.000 de asistenți sociali își vor îmbunătăți competențele profesionale, ceea ce constituie aproape 70% din angajații sistemului. Aceștia vor fi instruiți în domeniul violenței în familie și reabilitarea victimelor infracțiunilor, leadership, protecția copilului și persoanelor cu nevoi speciale, precum și a celor în vârstă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță două cazuri noi de pestă porcină africană în nordul Republicii Moldova. Virusul a fost depistat la două ferme din satul Gârbova din raionul Ocnița și în Vărâncău din raionul Soroca, în urma unor analize ale Centrului Republican Veterinar. Potrivit ANSA, au fost întrunite comisiile pentru situații excepționale a raioanelor Ocnița și Soroca, care au aprobat un plan de măsuri pentru combaterea și eradicarea acestor focare. Anchetele epidemiologice sunt în desfășurare și se realizează de către o echipă de inspectori ai subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor vizate, în colaborare cu alte instituții competente ale statului. La fel a fost restricționată mișcarea porcilor din exploatațiile non-profesionale către abatoare, puncte de sacrificare, târguri de animale pe teritoriul Republicii Moldova, precum și plasarea pe piață a produselor și subproduselor parvenite de la acestea. ANSA solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile sale teritoriale, medicii veterinari sau autoritățile publice locale în cazul îmbolnăvirii și pieririi animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți. Totodată, agenția este dispusă să ofere persoanelor care au notificat despre depistarea unor cadavre de mistreți și locul amplasării acestora recompensă în mărime de 50 de euro pentru fiecare cadavru notificat. În context, ANSA îndeamnă cetățenii să nu procure produse alimentare din locuri neautorizate. Săptămâna începe cu un nou cod galben de instabilitate atmosferică. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în data de 17 iunie, sunt așteptate averse puternice pe întreg teritoriul țării, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Codul a intrat în vigoare și se va încheia după orele 21. Președintele Rusiei Vladimir Putin va putea participa la următorul summit pentru pace care se va desfășura în Elveția, în pofida mandatului de arestare emis pe numele său de către Curtea Penală Internațională. Asigurările au fost făcute în data de 16 iunie de președinte Elveției Viola Amherd, într-o conferință de presă susținută după summitul găzduit de țara sa consacrat păcii în Ucraina. Хотим направить процесс в мирное русло, то для этого нужно будет когда-то привлечь и Россию. Как международное сообщество, мы можем внести свою подготовку пространства для мирных переговоров между сторонами. De cealaltă parte, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că prezența Federației Ruse la următorul summit ar însemna că Moscova este pregătită să încheie războiul. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia ar putea începe negocierile chiar mâine dacă se retrage de pe teritoriile Ucrainei. Если бы Россия была заинтересована в мире, то не было бы этой войны. Мы должны вместе определиться, что значит для международного сообщества справедливый мир и как его можно достичь действительно надолго. А потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласован и понятен для всех народов, он будет озвучен и представителям России, чтобы на втором саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны. Iar ministrul ucrainean de externe Dimitro Kuleba consideră evident că pentru încheierea războiului sunt necesare două părți. Totuși, oficialul a subliniat că Ucraina nu va permite Rusiei să vorbească în termeni de ultimatumuri. Primul summit pentru pace în Ucraina s-a desfășurat în perioada 15-16 iunie, în Elveția. La reuniune au participat
participat lideri din 93 de țări, în timp ce Rusia nu a fost invitată. Amintim că în luna martie 2023, Curtea Penală Internațională cu sediul la Haga a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, comisar pentru drepturile copilului în biroul președintelui Federației Ruse. Aceștia sunt acuzați de deportarea copiilor ucraineni de pe teritoriile ocupate de militarii ruși. Cabinetul de război al Israelului, creat pentru durata războiului cu gruparea palestiniană Hamas, a fost dizolvat. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat încetarea activității acestei structuri în timpul unei ședințe a Cabinetului de Securitate. Decizia vine după ce fostul general Benny Gantz a părăsit cabinetul, el fiind inițiatorul formării acestei structuri militare. Gantz reprezenta opoziția, iar odată cu plecarea sa, coaliția s-a destrămat, iar necesitatea unui cabinet de război a încetat. În continuare, deciziile vor fi luate de guvernul lărgit, care este considerat mai militant. Toate acestea se vor desfășura pe fundalul escaladării situației la granița cu Liban, unde Israelul se confruntă cu gruparea militară Hezbollah. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat că este îngrijorat de consecințele deschiderii unui al doilea front în Liban. Hezbollah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation, one that could have devastating consequences for Lebanon and the entire region. Cabinetul de război a activat timp de 9 luni de la începerea războiului cu Hamas. La o nouă ediție a rubricii Săptămâna 112. Sunt Corina Malcocean și vă prezint pe scurt cele mai răsunătoare știri din domeniul criminalistic din ultimele 7 zile. Să începem! Evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. O rețea de restaurante care deține localuri în toată țara ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 19 milioane de lei. Oamenii legii anunță că angajații nu ofereau bonuri fiscale clienților, iar banii încasați nu erau reflectați în evidența contabilă a întreprinderii. Respectiv, aceste sume nu erau luate în calcul la achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat pentru anul 2022. În urma perchezițiilor efectuate la una dintre subdiviziunile întreprinderii, au fost ridicate circa 19 milioane de lei. Avem mijloace bănesc în sumă de 4.750.000 de lei. În geanta următoare avem 4.400.000 de lei. Investigațiile pe acest caz continuă, iar oamenii legii îndeamnă cetățenii să ceară bon fiscal atunci când merg la cumpărături sau beneficiază de anumite servicii. În timp ce majoritatea moldovenilor sunt preocupați de creșterea zarzavaturilor, unii indivizi sădesc plante interzise și își propun să obțină venituri imense. Este și cazul unor locuitori dintr-un sat din raionul Anenii Noi, care deocamdată nu au fost identificați de oamenii legii, care au descoperit recent un lan de cânepă dosit într-o plantație de grâu. Dacă plantele ajungeau la maturitate, așa zis și proprietari ar fi obținut profit de 10 de mii de lei din comercializarea marihuanei pe Piața Neagră. Amintim că pe parcursul verii, poliția desfășoară acțiuni de combatere a consumului și traficului ilicit de droguri, în special al celor de origine vegetală. Un moldovean de 33 de ani este suspectat că ar fi omorât o fetiță în vârstă de 9 ani. Crima s-a produs în Germania, acolo unde era stabilită micuța împreună cu mama sa. Trupul neînsuflețit al copilei a fost găsit săptămâna trecută într-o pădure din apropierea orașului Dobel din Landul Saxonia. Presa germană scrie că bărbatul locuia în Praga și ar fi avut o relație amoroasă cu mama fetiței, iar în dimineața crimei i-ar fi scris femeii încercând să o contacteze. Suspect în acest caz este și un ucrainean în vârstă de 50 de ani care este refugiat în Germania. Acesta este vecinul familiei și își dorea o relație cu mama victimei, însă femeia l-a refuzat. Din furie, bărbatul a amenințat-o că îi va distruge viața. Potrivit anchetei, în data de 3 iunie, fata a plecat la școală și nu s-a mai întors. Timp de 9 zile, sute de polițiști și zeci de voluntari au căutat-o. Cadavrul micuței a fost găsit acum 5 zile, iar oamenii legii au precizat că nu există semne că ea ar fi fost supusă violenței sexuale. Doi bărbați din raionul Sângerei sunt suspectați de comiterea unei tâlhării.
Potrivit poliției, bănuiții, care au vârsta de 41 și 48 de ani, ar fi pătruns într-o locuință, ar fi legat proprietarul și l-ar fi jefuit de 30.000 de lei. Totul s-a întâmplat în satul Bănești, raionul Telenești, încă în luna martie, însă suspecții au fost reținuți abia în data de 12 iunie. Polițiștii au ridicat mii de euro, stații radio, telefoane mobile și înscrisuri de ciornă în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și automobilele suspecților. Bărbații au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă închisoare de la 8 la 10 ani. Incidentul a fost înregistrat în seara de 10 iunie în localitatea Rădeni din raionul Strășeni. Tânărul de 22 de ani se afla la ghidonul unei motociclete atunci când a fost oprit de poliție. Testarea cu aparatul Dragher a arătat că avea o concentrație de 0,52 mg pe litru de alcool în aerul expirat. În aceeași seară, un tractorist în vârstă de 51 de ani a fost stopat de oamenii legii în localitatea Voinova, raionul Strășeni, deoarece conducea haotic. Bărbatul avea o concentrație de alcool de 1,04 mg pe litru în aerul expirat. Un alt șofer în stare de ebrietate a fost depistat în localitatea Micleușeni, raionul Călăraș. Oamenii legii au stabilit că tânărul de 22 de ani nu avea permis de conducere, iar mașina pe care o conducea a fost furată din satul Horodiște. Numele, prenumele dumneavoastră, rog. Nu vorbesc nimic. De ce v-ați eschivat la organele drept? Nu-mi permis. Poftim? Că n-am permis de conduce. Sunteți în stare de ebrietate? Nu. Ați consumat careva băutură în proces? Da. Ați consumat? Da. Anterior, acesta ar fi sustras un alt automobil pe care l-a accidentat. În toate cazurile, poliția a pornit procese penale pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate alcoolică. Vehiculele au fost transportate la parcarea specială. TikTok-ul i-a jucat festa unei șoferițe de troleibuz din capitală. Femeia a fost concediată după ce a înregistrat mai multe live-uri în timp ce conducea pe străzile din Chișinău. Patima pentru această rețea de socializare i-a pus la grea încercare răbdarea, iar femeia nu a rezistat tentației și a publicat secvențe video în care dansa sau făcea gimnastică în troleibuz, chiar în timpul orelor de muncă. Reprezentanții regiei Transport Electric au menționat că șoferița a fost avertizată de câteva ori să-și respecte obligațiunile de serviciu, însă femeia a refuzat să se conformeze. Din acest motiv a fost suspendată din funcție. Acestea au fost știrile din săptămâna 112. Rămâneți în continuare cu Newsmaker și nu uitați, siguranța mai presus de toate. La revedere!